Răspândirea tot mai rapidă a coronavirusului și creșterea numărului de cazuri de infecție, inclusiv în rândul unor studenți, i-au obligat pe cei de la Ministerul Educației să aplice măsuri suplimentare pentru cei care stau la cămin în aceste momente. Așadar, potrivit unui ordin al Ministrului Educației, se interzice locatarilor care au părăsit căminul după suspendarea procesului educațional să revină în cămine până în momentul în care va fi reluat procesul educațional în incinta instituțiilor de învățământ. Ieșirile și intrările locatarilor din cămine vor fi incluse într-un registru special, iar măsurile de igienă vor fi intensificate. Totodată, cei care deja stau în cămine vor trebui să evite la maxim ieșirile în aer liber și să iasă doar pentru strictul necesar. Toți studenții vor fi obligați să scrie o declarație prin care se angajează să respecte normele impuse de autorități, care vor fi valabile până la reluarea procesului de învățământ.